Prefectura Bacău și Direcția pentru Agricultură au verificat primăriile din județ cu privire la modul în care completează registrul agricol, mai exact dacă este actualizat și dacă datele sunt corecte. Comisia de control a fost înființată luna octombrie. Au fost aplicate 26 de sancțiuni, ceea ce înseamnă că s-au găsit nereguli în 30% dintre unitățile administrative verificate. Rezultatele au fost prezentate în ședința Comisiei de Dialog Social. Practic, cel mai rău a fost completat și făcet, unde nu am văzut nicio îmbunătățire a activității în urma controlului din primăvară. În celelalte comune, peste tot, s-a constatat o îmbunătățire. Printre exemplele pozitive, de departe, cel mai bine este în Bucium, unde totul a fost în ordine, totul a dus la zi. Vreau să fac o precizare. În general, în peste 90% din primării, în cazurile în care s-a emis certificat de producător sau de dorințe APIA, pozițiile din registru agricol erau foarte bine completate. Aceste controle vor urma și la anul, iar până în 30 noiembrie toți au terminat să ne termine, să ne transmită planul de măsuri cu ceea ce au stabilit pentru aducerea la zi. Conform legii, edilii au obligația să ia măsuri pentru întocmirea registrului agricol, dar și pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia. Tot ei răspund de furnizarea datelor. Deși e un document important, primăriilor le este greu să țină datele la zi în condițiile în care un angajat e și agent agricol și casier, ba uneori chiar și referent social. Prefectura a cerut Direcției pentru Agricultură să-i sprijine pe primar pentru a accesa o finanțare care le va permite să achiziționeze un program informatic de gestionare a datelor. În plus, subprefectul Dorian Bocovnicu a sugerat că ar fi bine ca agenții agricoli să fie instruiți gratuit de inginerii agronomi. E valabil după data de după decembrie. Poate pe toate aceste persoane care au ca responsabilitate pe instituțiile, pe OAT-uri, această activitate, la Direcția Agricolă să încercăm prin anumite ședințe să-i pregătim în vederea eliminării acestor sincope care apar. Din păcate, și Direcția pentru Agricultură Bacău se confruntă cu o criză de personal, nu doar primăriile. Înainte de anul 2010, lucrările erau mult mai simple, afirmă Ștefan Postolache. Au fost persoane, salariați, ingineri agronomi, salariați ai direcțiilor agricole, care aveau în responsabilitate 2 până la 3 comune. Contactul era mult mai aproape, era mult mai strâns cu persoanele care se ocupau de această activitate. Știți foarte bine, și la nivelul primăriilor au intervenit schimbări privind structura de personal și așa mai departe. Noi vom face tot ceea ce ține de partea noastră, astfel încât oamenii să fie avizați și să-și facă treaba cu simț de răspundere. Mai departe, autoritatea este a primarului. Interesul general este ca acest registru agricol să fie registru unic de înregistrare, astfel încât la sfârșitul 2014 să avem o imagine foarte clară, împreună cu APIA, să avem o bază de date unitară cu aceleași suprafețe. Datele raportate și înregistrate corespund realității atunci când proprietarii sau fermierii solicită subvenții sau fonduri europene. În rest, informațiile raportate diverselor instituții publice sunt contradictorii sau incomplete. Din punct de vedere statistic, acest lucru este o realitate. Datele sunt foarte neconcordante, ca să spun așa. Statistica deține anumite date, Direcția Agricolă vine cu alte date, dacă mergem la primărie și solicităm date pe o anumită problemă, sunt cu totul alte valori. Registrul agricol cuprinde date privind terenurile cultivate și necultivate, efectivele de animale, utilajele agricole, utilizarea îngrășămintelor și pesticidelor. Documentul e o sursă importantă de informații pentru politicile agrare, fiscale, sanitare, dar și o bază de date pentru administrație și pentru cetățenii care doresc să acceseze fonduri, să solicite subvenții prin APIA sau ajutoare sociale.